Și bună liniștirea văzduhului și viață fără de păcat,
cu sănătate și cu belșugare Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să depărteze la noi câte patimile cele stricătoare de suflet și obiceiurile cele vătămătoare și să se dească dintre asta în mințile și în inimile noastre stâmpinirea poruncilor sale Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să înnoiască Duhul Său cel drept în cele din lăuntrurile noastre și să ne întărească în dreapta credință și să ne facă gravnici spre lucrarea faptelor bune și spre împlinirea tuturor poruncilor sale Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru ca să se stingă toate resurile dezbinările și să se dească pretutinde dreapta credință și bună cinstire și să se întoarcă la cunoștința adevărului pe toți cei depărtați de la credința cea dreaptă și să îi unească cu Sfânta sa biserică sobornicească și apostolească Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, fără mântuiește, miluiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpână noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Iese cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne predicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru, să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie și pace tuturor. Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în Nazaret, unde fusese crescut și a intrat după obicei în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat ca să citească. Și i-au dat cartea prorocului Isaia și deschizând el cartea, a găsit locul unde era scris Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să tămăduiesc pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi cu vederea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul binefăcut Domnului. Și închizând cartea, a dat-o slujitorului și a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui și el a început a zice către dânsii,
astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați auzit-o și toți îl încuviințau și se mirau de cuvintele Harului, care ieșeau din gura sa. Să zice tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zice: Doamne, Tu săpritorule Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Ca niște rog nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim Rusinii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care, cu belșugările versate asupra robilor Tăi, că de înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cuvinință strigăm, izbăvește-i toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre de tuturor, cu stăruințe rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Pentru ca să binecuvintezi cu bunătatea Ta până la anul în ce a sosit și să potolești în noi toate vrășmășiile, neoruguierile și luptele cele dinăuntru și să ne dăruiești dragoste tare și nefățarnică, unire și viață fără de păcat. Rugăm-ne, prea bune Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne dăm o la bună vreme, timpurii și târzii, roadă ducătoare, bună roadă, vântul potrivice și să strălucească lumina și căldura soarelui, rugăm-ne Ție, cu tot răbdate, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Pentru ca în anul ce vine acest, ce începem cu veci în toate zilele vieții noastre să ne izbăvească pe rău de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de grindele, de foc, de sabie, de venirea asupra noastră altor neamuri, de războiul ce dintre noi și de toată rana ducătoare de moarte, de necaz, de nevoie, rugăm-ne mulțirostire, auzi-ne și ne miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Dumnezeu nostru, de jos tuturor marginilor pământului și a tuturor ce sunt pe mare departe și milostiv, fii stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Iară și iară plecând genunchii noștri cu pace Domnului, să ne rugăm. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul vieții și a nemurii, făcătorul a toată făptura vorbești nevăzută, care ai pus vremile și anii într-o a ta stăpânire și îndreptezi toate cu economia ta cea cerească. Într-o tot bună, milostiv, fii milostiv nouă și mulțumim Ție pentru lucrurile Tale cele minunate pe care le-ai făcut asupra noastră, în toată vremea trecută și a vieții noastre și te rugăm, într-o tot îndurate, Doamne, binecuvintează cu luna anului ce sosește cu bunătatea Ta și păzește pe bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe mai mari orașuri și satelor, pe iubitoare de Hristos oaste, înmulțește zilele lor într-o sănătate și bună sporire și le dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale la tot poporul Tău, sănătate și mântuire și într-o toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara aceasta, cetoroașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, de lumele face și liniște, fără tulburare.
ca să ne învrednicim totdeauna aduce mulțumire ție, Părintele Tău cel fără început, împreună cu unul sunt Fiul Tău și prea Sfântul și Muș de viață, cu Domnul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune cel ce a ocazia primit a se tăia împrejur pentru a noastră iubire Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților și tuturor nostru apostoli, ale Sfântului Ierarh Conaie, tuturor Sfântului Casului acestuia și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne mântuiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, cu Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată am venit să vestesc anul binefăcut Domnului. Fraților, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca și în noaptea aceasta dintre ani să ne aflăm împreună. Ne-a ajutat lui Dumnezeu ca să tragem linie și pe cei care au avut de suferit în anul ce trece să nu-și mai aduc aminte niciodată de ceea ce a fost rău. Iar pentru cei care au avut întâlniri multe în anul ce a trecut, să îndrească Dumnezeu în mințele aibă și în anul acesta. Să știți că Dumnezeu a făcut la început cerul și pământul și a văzut Dumnezeu că sunt bune și a zis să fie lumină și a fost lumină. Să știți că Dumnezeu a făcut lumina, nu a făcut întunericul. Dumnezeu a făcut căldura, nu a făcut răceala. Dumnezeu a făcut dragostea, nu a făcut ura. Dumnezeu a făcut zâmbetul, nu a făcut îngruntarea. Dacă știm ce a făcut Dumnezeu și respectăm ceea ce a făcut Dumnezeu, scăpăm de multe. În primul rând, sunt multe necazuri asupra noastră care s-ar putea ca ele să nu se întâmple niciodată. Dacă am sta uitând că Dumnezeu a făcut zâmbetul, dacă am sta încruntați cu siguranță că acest rău ar fi oarecum atras de noi. Și dacă după 5 sau 6 sau 10 ani aflăm că răul acela încă nu s-a produs și s-ar putea să nu producă niciodată, nu cumva ne pare rău că am trăit încruntați? De ce să folosim întunericul, răceala sau amărala din suflet, când Dumnezeu a făcut exact invers? Dacă Dumnezeu a făcut lumină, nu trebuie să stingem noi lumina. A, o sting alții după stâlpi, e altă problemă. Importantă este lumina din noi. Ce, dacă nu era lumină pe stradă când am ajuns aici, când am știut unde să ajungem, nu ne-am mai pornit de acasă dacă erau probe pe drum? Nu! Am ajuns aici, iată că luminăm cum se cuvine noul an. Gândească Dumnezeu ca în anul în care deja am pășit, să avem parte de bucurii, să avem parte de lucruri frumoase și mai ales, dacă nu vom uita că Dumnezeu a făcut lumina, iubirea și zâmbetul, cu siguranță de Dumnezeu ni le va dărui. Dar dacă trecem în partea cealaltă, ne vom face tot felul de calcule și nu vom aduce niciodată să ne dau un sfârșit. La mulți ani, Sfântul Dumnezeu, la mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani, să vă trăiți. Doar
Jesus.